Conform datelor oferite de Institutul Național de Sănătate Publică, până la data de 14 decembrie, pe teritoriul județului Iași au fost confirmate 71.554 de cazuri cu persoane infectate cu COVID-19, iar în ultimele 24 de ore au fost confirmate 23 de cazuri de infectare cu coronavirus. Pe data de 13 decembrie au fost vaccinate 1.552 de persoane. De la începutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 473 de reacții adverse ușoare, referitor la gradul de ocupare al paturilor, inclusiv paturi ATI din spitalele suport COVID-19, conform raportărilor, astăzi 14 decembrie, sunt ocupate 104 paturi, din care 12 sunt paturi ATI. La Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon, centru suport COVID-19 pentru bolnavii care au nevoie de asistență medicală de specialitate, nu sunt ocupate paturile ATI. În momentul de față sunt două persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus, care urmează tratamentul prin dializă în stația de dializă de la Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon Iași. La Spitalul Clinic de obstetrică și ginecologie Elena Doamna Iași, centru suport COVID-19 pentru gravidele care au nevoie de asistență medicală de specialitate, nu sunt ocupate paturile ATI. În ceea ce privește zona medicală, menționăm că nu sunt paturi ocupate. În zona ATI COVID de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași este ocupat un pat ATI. În ceea ce privește zona medicală COVID de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași, sunt ocupate 4 paturi. Până în prezent, Direcția de Sănătate Publică Iași a emis în total 72.449 de decizii pentru persoanele aflate în izolare și 58.014 decizii pentru persoanele aflate în carantină.